Bună seara! Ce aș vrea să vă spun, nu vreau să vă rețin prea mult, este că am fost implicată în acest proiect din patriotism și din dorința de a fi o schimbare pe care o cer de la ceilalți. M-a motivat de asemenea întâlnirea cu toți cei din diaspora în cele două țări în care am fost și faptul că din discursurile lor au rezultat mai multe chestiuni. Au și un pesimism alături de un optimism, o încredere care este susținută de o depusolare și de o neîncredere și faptul că au curaj, dar totuși au și o anumită teamă. Din păcate, în toate discursurile lor, teama, deziluzia și supărarea a fost aceea a neimplicării autorităților și a unei temeri, să spunem, că nu sunt susținuți de către aparatul de stat, de sistem, cum îl numesc, un sistem pe care de multe ori l-au văzut corupt. De aceea, susțin ce au spus colegii mei, mai ales că mă confrunt zi de zi ca avocat de drept penal cu acest sistem și văd foarte multe lucruri, că avem nevoie, într-adevăr, de lideri care să conducă această țară într-un alt mod la un moment dat. Am încredere, sinceră să fiu, având în vedere că îl cunosc pe unul dintre cei care acum face parte din autorități și știu că este un pol de energie, determinare și care respectă termenele limită și ne-a făcut și pe noi atunci când nu am reușit. Și atunci, sincer să fiu, am căpătat încredere. Ce vreau să vă mai spun, în afara faptului că avem nevoie de o strategie de țară pentru diaspora foarte clar definită și foarte clar pusă în aplicare, este ceva ce am auzit acum ceva timp și m-a marcat și mă ajută zi de zi în ceea ce gândesc, este că România nu este o moștenire de la strămoșii noștri, ci este un împrumut de la copii. Vă rog frumos să aveți grijă de acest împrumut și să-i facem un drept.